6 mă auziți? Da, domnule, da. Să trăiți, domnule, puteți să mă ajutați pe mine, domnule, vă rog frumos, că am o problemă gravă pe cap. Cu ce? Domnule, am venit în orașul ăsta că trebuie să mă operez și eu de... Trebuie să-mi scot un rinic, un... Am probleme grave, domnule, dacă puteți să mă ajutați pe mine acolo, așa, ceva. Păi, depinde ce probleme. Păi trebuie să fac o operație, domnule, și am nevoie de bani, dar nu prea mi-ajung ăștia. Păi hai până la, hai până la spital atunci. Păi haideți, domnule, mă urat dumneavoastră mașină. Haideți, domnule. Stai că ajungem imediat. Da, domnule. Și despre ce operație vorbiți? Adică? Domnule, nu știu exact ce mi-a spus doctorul, că trebuie să fac acolo, nu știu. Am o problemă gravă, domnule, n-am zis dacă sunt supărați, n-am nici bani. M-am înțeles. Stai un pic, că trebuie să dau un telefon. Ok. Gata, domnul, aici? Da, domnul, stai un pic. Da, domnul, da, stau. Domnul medic. Da. Mă scuzați că vă întrerup, dar este cineva în spital? Acum mai intram eu, domnule, dar mă duceam să-mi bagă ambulanța în garaj. Ah, ok, atunci vă aștept la până okay. În spital. Haideți, domnul, cu mine, dacă vă rog. Domnul? Da, domnul. Hai, băieți, că îl ajutăm pe băiat. Am oprit-o. Am uitat să opresc scena pentru live, da? Nu contează, e bine. Deci, domnul, unde e pacientul celălalt? Stai un pic. Da, tu unde ești? Stai, păi, sunt lângă tine, stai un pic. Domnul. Domnul nu merge să intru. Hai de truc, aici. Aici. Ia încearcă acum. Nu merge, domnul, nu știu, zice că... Înseamnă... Domnul medic. Haideți, vă rog înăuntru. Gata, domnul, a rezolvat. Nu, okay. Nu știu, aveau clasa o problemă. Aoleu! Domnul medic. Pune-ți pomnul în buzunar. Am înțeles, e și... da. Domnul medic. Da. Nu știu medicul. Tu nu vorbești acum. Fii atent, domnul medic. A venit domnul la mine că dacă pot să-l ajut, are nevoie de operație urgentă. Ce operație? Nu știu ce operație vorbește, trebuie frumos, nu știu, să-l întreb, să vorbiți voi, să vedeți. Spuneți, domnule, ce operație doriți să faceți? Domne, mi s-a uscat un rinic, domne, nu știu, trebuie să-l scot. N-am trimis de la mine de afară, de la țară, eu sunt mai de la țară, domne, stau prin ferintar pe acolo. Și v-a trimis la noi la urgență? Da, domne, acum repede am fost acolo, că m-a luat o durere gravă, nu mai pot. Și o fișă medicală aveți? De la doctorul de familie. Da, domnule, uitați, luați. Da, dați-mi aici. Bă, băieți, să-i ajutăm pe ăștia, aici ce zic? Să o pun aici, să o verific, să mă duc să-mi iau halatul pe mine și... Am și o întrebare, costă ceva chestia asta? Da, din păcate costă $4,000. 4.000, bine, revin imediat. Să-mi spui unde să ne întâlnim. Da, aici, la spital. Prima dată, fii atent, îi faci operația și după aia îți dau banii. Exact. Ok, hai că revin imediat. Deci, domnule, ești mâine sigură. Încerca să mă întoarceți cu spatele, da, că mă schimb și eu aici. Că n-am bine, venit. Domnule. Băiatul, apropo, te vezi că revin în 2-3 minute. Unde ne întâlnim, domnul medic? Tot aici. Dacă nu sunt aici, a venit jos de tot. Bine. Hai că revin imediat. Domnul, hai, vezi că... Merge să-i ajutăm. Trebuie să mergem să scoatem $4,000, parcă a zis. Să ne punem centura. Mergem cât de repede putem. A
Hai că tot am auzit de polițiști că aici nu e parcare, parcare care trebuie și atunci hai să parcăm noi în locul nostru. Ia, aici e bine, după părerea mea. Da. Hai că am încercat eu acolo să fac ceva, dar nu contează. Normal contează că trebuie să ajutăm persoanele, nu? Bun, deci a zis 4000, nu? Hai să scot 4500. Să dau și la omul ăla măcar cu 500 așa de început. Să aibă și el, na. Ajutăm playerii cât, cât de mult se poate. Haideți să mergem. Nu, nu a fost bine ce am făcut acolo, dar nu, nu e problema. Hai să ne grăbim repede să... Nici centura n-am mai pus-o nimic, e... asta e. Ce să zic? Mamă, frate, te pup. Bun. Da, domnule. Bun, domnul. Ce am revenit. Geografie. Ați făcut deja operația sau? Nu, deocamdată stabilim ce are dânsul. Aha. Uită-te la ecran acolo, încearcă să fii mai cu burta la ăla, să vedem la rinichi. Așa, să pornesc calculatorul, să activez aici. Bun, aici să vedem dacă este totul în regulă. Domnul, vedeți bun. Că vă pun ceva puneți în buzunar ca să știți. Da, domnul, da, mulțumesc frumos. Poftim, domnul. O să fac eu bani și să vin la dumneavoastră. Să-mi spui când ești pregătit. Vând caini, vând porci, domne, și vin să vă dau banii. Eu sunt pregătit, domnul, gata. Dar n-am mai bun, făcut așa 3, ceva, 2, 1, țc. Haideți că am făcut poza aici. Aoleu, ochii mei! Domne, mă cam dor ochii. Nu-i nimic, domnul, trece peste niciun minut. Stați, iau radiografia de aici, din aparat. Ce m-am speriat, domnul, eu n-am mai văzut așa ceva. Haideți, haideți jos. La sala de operație. Domnul, aveți și sală de operație până acolo așa, o tăietură de asta ne făceam cabinet. Aici sală direct. Noi avem aici, aici oraș, domnul, nu e... Nu-i țară. Nu, da. Da, domnul, v-am zis că eu sunt mai așa, na, oricum îmi vând nu e problemă. Vând câinele, nevasta, tot, să vă dau bani. N-am vrut să vă jignesc, na. Domne, nu, că nu e o jignetură. Sper că mașina merge. Lasă, domnul, că la țară e frumos, aer curat, oi, oi, oi. La oraș. Da, eu acolo am crescut prima dată. Cu bunice, știi cum e. Da. De Crăciun, un șoric, un alta, mergea bine, adică. Și cât de periculoasă este operația asta, domnul doctor? Nu este chiar așa de grea. Trebuie scoasă rinichiul sau se poate salva? Ne mai uităm încă o dată pe fișa medicală, că aia, medicul de familie, dânsa, nu a prescris foarte multe. Nu știu cine a băgat-o medic, I don't know, că e grav. Măi, se mai întâmplă, na. Mai vin și eu aici să aibă doar o tumoare. Nu, dânsul poți să urci aici. Sper să nu fie vreo problemă. Sau poate să aibă niște pietre, la renichi. Na, mai bine pietre, că mai trece un pic cu o injecție, cu una alta, știi? Cred că are niște pietre. Stați-mă că mai întâi am zis că mergem să urinăm puțin, să vedem dacă vă puteți urina. Veniți aici în coșul de gunoi. Să ai o pe bretă pe acolo, știi? Că s-a cum se numește. Da, stați așa cam. Aia că eu nu mă uit. Parcă era una astea. Băieți, poate iară ne băgăm tot la medici? Ce ziceți, ați vrea? Ați dori să ne vedeți din nou cu medicii? A terminat, domnul. Stai așa, domnul, că numai ce eu dau, că era mult fizic acolo. Păi ori o dai, ori na. Poți urina pe acolo, nu pe lângă.
Am dat puțin, domnul, dar șterg eu. Am înțeles. Domnul medic, sper că vă spălați pe mâna, adică... Da. Vă ustura, vă avea ceva probleme sau puia direct? Puțin așa, nu știu, ieșirea așa câteva picături, parcă la început mai roșii, așa. Roșii. Alea mie să nu fie sânge ceva. A posibil, de la pietre. Numai că trebuie să usture. Sau să doară. Cred că e băi la început. Probabil. Pentru asta nu trebuie să facem o operație. Sau, domnul doctor. Da. Uitați-vă în legătură cu prostată ceva. Na. Nu sunt eu medic, dar mă gândesc că poate ceva să fie. Deci, dânsul are niște pietre la rinichi. Iar sunt la o stare nu avansată și putem să salvăm. Adică o să-i dau un tratament, el trebuie să-l țină și după o să-i se ducă pietrele. Adică pietrele o să dispară. Iar nu o să mai apară dureri, nu, și o să poți să urinezi liniște după. Și în cam cât timp? Păi cam o săptămână, două. Acum depinde de organismul lui, că poate să dureze chiar și o lună. Da. Când o să iasă astea, pietrele o să iasă tot prin urinare și atunci o să doară mai tare. Da. Deci domnul ai auzit, nu? Da, domnul, nu era și timp de operație asta, domnul, că n-am mai făcut. Deci ceva. Nu este o operație. Ah, bun. Am înțeles, domnul, mă stați așa, să văd eu pe aici. Să mă spăl pe mâini. Domnul medic. Hai să vorbim așa. Dacă tot nu este vorba de operație, povestim. Mulțumesc, domnul. N-ai văzut pentru ce. Dacă mai scrieți ceva acolo pentru om, dacă lucrează, știi? Da. Stai un pic aici, nu, să termine medicul și după aia vedem ce trebuie să facem. Vă rămân dator, domnul, pe viață. Nu trebuie, stai liniștit. Tu să fii sănătos, că până la urmă trebuie să ne așteptăm între noi. Hai de sus. Aoleu, și cu scaunele astea? Las că ai grijă, femeia de servici. Mai mult ca sigur. Haide, domnul sus. Dacă vine azi. Na, băieți, am ajutat și pe un pacient. Da. Pe un băiat. Pot să-ți dau ceva de durere. Domnul vine să le șiri, domne. Domnul medic. Bun, domnul, stați așa. Aoleu, domne. Puneți-vă jos. Așa, bun. Stați așa să vă iau pulsul. Pulsul e ok. Okay. Da, din cauza asta, se pare că trebuie să vă stau și să vă dau ceva și de imunitate. Și o săptămână, două ar fi indicat să nu faceți efort prea mare. Domnul medic, da? M-aș gândi la o perfuzie, normal, pentru imunitate, nu? Putem să le internăm dacă dorește. Păi nu știu, dorește, te interneze să-ți mai facă niște analize, ceva? Stai că s-a internat. Cred că s-a internat cu totul. Cu totul. Stai aici, sau? Bine, băieți, l-am ajutat și pe băiat, eu am fost I'm happy și vă pup, ne întâlnim data viitoare. Pa, pa!